aude și se vede? Putem începe? Ne confirmați, vă rog, ca să știm. E bine? Bună dimineața tuturor încă o dată. Suntem astăzi pe teritoriul întreprinderii municipale Autosalubritate, unde la un eveniment de recepționare a ultimului lot de tehnică specializată pentru evacuarea deșeurilor în municipiul Chișinău. Am recepționat ultimele autospeciale, care sunt 30 la număr din acest lot. Din numărul total de 44 care au fost procurate în cadrul proiectului Deșeuri Solide Chișinău, este un proiect amplu, este finanțat acest proiect de către Primăria Municipiului Chișinău, de către BERD, BI, E5P și iată că am ajuns la etapa când am recepționat înaintea termenului prevăzut de contract. Noi vă felicităm pentru acest lucru, pentru că știu că s-a depus efort enorm de către colegi, au fost și specialiști implicați, sunt aici prezenți, contractați din exterior, care ne-au ajutat la elaborarea caietelor de sarcini, la elaborarea criteriilor pentru evaluarea corectă de care tehnică, pentru că vrem să fie de cea mai bună calitate și pentru prestarea celor mai bune servicii. Putem spune că aceste autospeciale au fost testate de către colegi. Ulterior urmează instruirea specialiștilor. O parte au fost, din câte mi-a spus colegii, au fost testate deja pe trasee. Ce putem stabili sau spune că sunt de o capacitate mai bună decât noi ne-am așteptat. Au posibilitatea de evacua mai operativ și mai multe deșeuri decât era de așteptat. Deci corespund acelor criterii care au fost chiar mai bune decât ne-am așteptat noi și corespund Euro 6, deci avem și criteriul de ecologie și ne dorim ca acest serviciu să fie prestat la timp, eficient, chiar dacă sunt foarte multe probleme în continuare, noi ținem cont de ele, ținem cont de toate problemele care sunt în sector. Vreau să pe această cale să mulțumim muncitorilor care din zori muncesc la evacuarea deșeurilor în municipiul Chișinău. Noi ne dorim ca acest serviciu să fie și mai calitativ și mai operativ, așa ca serviciul să fie prestat calitativ și la timp locuitorilor capitalei. În cadrul proiectului mai sunt și alte activități care urmează a fi lansate, cum ar fi modernizarea stației de transfer, modernizarea depozitului de deșeuri de la Țânțăreni și multe, multe altele. Pe parcurs colegii vor informa despre aceste lucruri. Depozitul de la Ciocana, care la fel este în proces de licitare în prezent. Deci sunt o serie de acțiuni care sunt realizate deja, sunt în proces. Și noi în continuare vom susține acest domeniu și vom depune efort ca să-l îmbunătățim și unele campanii de informare a locuitorilor pentru colectare selectivă și multe, multe alte proiecte interesante pentru locuitorii capitale. Eu vreau să vă mulțumesc încă o dată, colegi, pentru munca depusă. Succes în continuare și să le vedem mult timp în folosință, fără reparații și alte probleme. Mulțumim! Dacă sunt întrebări, cu drag o să vă răspund. Da, cu drag! Da. Bună ziua! Numele meu este Petru Tanță, reprezint compania Grădinariu, furnizorul acestor echipamente și este onoarea noastră să ne aflăm astăzi aici și să facem acest proiect împreună cu domnul de la Salubritate, împreună cu ajutorul foarte mare al domnului Iulian de la implementarea proiectului și a tuturor specialiștilor de la Salubritate, pentru că împreună am făcut practic acest proiect, a fost un parteneriat și un efort comun ca să reușim să ducem la capăt acest proiect, care pentru noi este o mândrie că am putut să facem acest lucru. Sper într-adevăr să le folosească dânsii mulți ani fără evenimente majore sau reparații capitale.
suntem alături de dânsii în orice problemă va apărea și vor avea nevoie de noi, noi vom fi alături de dânsii. Noi suntem deschiși la orice oportunitate, nu avem momentan niciun proiect viitor în plan, dar dacă apare, noi suntem dispuși la orice colaborare. Mulțumesc mult! Bună ziua! Pentru cei care mă cunosc, Igor Gârlea, director Autosalubritate. În primul rând, dacă aș putea să adaug, pentru noi este o mândrie, ca și echipă, că am făcut cea mai mare achiziție de autospeciale din istoria Republicii Moldova, autogunoiere, să 30 la număr, asta doar e un lot, în total s-au achiziționat, parcursul anului 2023, s-au achiziționat 44 de autospeciale, iarăși este cel mai mare proiect, cea mai mare avengură din Republica Moldova, din istoria noastră. Desigur că ne-am dorit foarte mult ca și Republica Moldova, ca și stat, să implementeze astfel de soluții în toată țara, dar până când Chișinău este cel care să zic eu, bate recordurile în acest domeniu. 30 de autospeciale, după cum a menționat domnul viceprimar, sunt Euro 6, sunt de cea mai soluțiile cele mai moderne, avem confort adițional pentru șoferii noștri, ceea ce noi apreciem foarte mult și sper eu că vom folosi la maxim aceste capacități a autospecialilor. Ce e de adăugat, că puțin mai multe detalii cu privire la proiectul de șorsuri de Chișinău, în scurt timp, în martie, aprilie, finalizăm achiziția la modernizarea noii stații de transfer cu o linie de sortare care va aparține municipalității. Tot în cadrul acestei achiziții pe platforma Berdului noi vom recultiva și vom închide după standardele europene gunoiul aceasta de la Ciocana, care a fost exploatată 2010-2017. Și un alt element pentru noi foarte important este modernizarea depozitului de la Țânțăreni. Investiții acolo au fost făcute de câteva zeci de milioane de lei parcursul ultimilor 3 ani, dar ne dorim să mai investim în jur de 6 milioane de euro pentru ca să-l facem depozitul acesta într-adevăr după standardele europene, chiar dacă el este la etapa actuală cel mai bun depozit de deșeuri din țară. Respectiv, dacă sunt întrebări adiționale, vă stăm la dispoziție atât în cadrul acestei discuții, cât și post-factum. Mersi! Valoarea întregului proiect. După cum a menționat domnul viceprimar, proiectul este unul internațional, finanțat de către băncile internaționale și de către Primăria Municipiului Chișinău. Primăria adițională a venit cu garanții, deci proiectul în totalitatea sa e de 26 de milioane euro. Beneficiem de granturi, deci 9 milioane grant vin din partea Băncii Europene de Investiții, 5 milioane grant din partea la E5P sau E5P și avem încă un grant de 850.000 de euro pentru modernizarea propriu-zis a activității întreprinderii, cum ar fi softuri pentru ca să fie mai eficient. Și deci 26 în total, achiziția în cauză a fost în jur de 3,5 milioane euro. Sunt 30 de unități, autospecialele sunt noi. Autospecialele în general este o chestie care costă foarte mulți bani și respectiv noi s-a ales cea mai ieftină, nu în sens, cea mai bună ofertă optimală din cele propuse, care au fost caietul de sarcini a fost elaborat de consultant internațional, domnul Filip, care stă în spatele meu. Domnul Filip are o experiență extraordinară de peste 30 de ani în domeniul ăsta și cu o echipă de-a lui a pregătit caietul de sarcini și s-a ales cea mai bună ofertă. Anual, în jur de 190.000 tone de deșeuri colectăm. Adițional, după cum cunoașteți, anul trecut s-a inițiat proiectul de sortare, deci a deșeurilor, și în anul trecut cifrele exacte nu le-am, dar în jur de peste 10.000 tone de deșeuri au fost reciclate. Pentru cei care nu cunosc, 10.000 tone este cam o jumătate de masa turnului Eiffel. Deci este
o masă enormă de deșeuri care a fost reciclat, ceea ce ne bucurăm, dar nu vrem aici să ne oprim, vrem să implementăm în continuare soluții, în special pentru reciclarea deșeurilor din biomasă. Mersi. Asta, noi, întrebările dacă mai sunt? Dacă nu, atunci ne punem căciulile și la muncă. O zi frumoasă aveți! Mersi! Mulțumim.